înaintea lui până mi-a dat descoperirea. Deci am plâns, nu arăta un copil, dă plâns până îți dă Dumnezeu. Dar nu așa, nu știu ce rugăciuni fac oamenii, dar dacă tu nu te zdrobești la mat când să plângi ca un copil, să-ți dea șanse rău pentru biserică. Am zis că, Doamne, eu știu ce mă așteaptă, mi-a arătat, mi-a descoperit ce mă așteaptă și locul unde mi-e în cer lângă tine, tot știu ce mă așteaptă rugăciunea. Dar pentru biserica ta, sunt atâta care sunt dubii, nu știu pentru biserica ta ce răspuns ai dintre toate vaccinurile acestea. Dacă este vreunul bun să-l facă poporul tău, să nu ne împotrivim legilor care tu le-ai lăsat pe pământ, să nu ne împotrivim, să ascultăm de tine, să ascultăm de legile statului. Și știți cum, cum trebuie să fie după cuvânt. Și l-am întrebat pe Dumnezeu în seara aceea și când m-am trezit dimineața luni, Domnul mi-a dat descoperirea și mi-a arătat așa. A zis Domnul, dintre toate vaccinurile care sunt, sunt vreo 8 sau 9. Am văzut pe o statistică care le-a dat, ăștia erau, nu știu, erau scrisă Sputnik din America, americani, germani, da, da, indieni, erau cu Pfizer, cu trebuie erau vreo 8. Da. Am întrebat, Dumnezeu mi-a descoperit așa. Mi-a arătat, eram pe un câmp întins mare. Și acolo, eu ce să fac pe câmpul ăsta așa, de ce sunt eu aici? Și dintr-o dată Dumnezeu mi-a arătat, mi-a ducea în față, prima dată mi-a dus un bloc. De la blocul ăsta s-a deschis o ușă mare. Apoi după aceea mi-a arătat o casă ca se deschidea ușa. Apoi mi-a arătat o grotă, o baracă, un dâmp, un tunel. Dar fiecare aveau câte o ușă, se deschidea câte o ușă, nu? Unde priveam se deschidea câte o ușă. Eu prin ușa aceea care trebuia să deschidă, trebuia să-mi vină răspunsul, nu? Adică care e bun și care trebuie făcut și cum e de făcut la Dumnezeu. Și-a zis că privește ce piață. Ei, când am privit cei ce mișa pe toate ușile care se deschideau, din orice parte, ieșea că te-o înșterpe cobra, se ridica așa ca cum se ridica în cap și ca și cum te-ar mușca, nu? Timpul acela când se deschidea prima ușă, se ridica așa în sus, eu mă depărteam tare de dezăbără, este la câte mușca asta e fatală, imortală. Și apoi alta, vinea altă casă, deschidea ușă, iar ieșea o cobră, dar tot erau la fel. Deci toate cobrăzuși, că erau alt șerp mai mic sau mai mare, toate erau din toate șârile, din toate barășile, din toate dealurile, din toate lucrurile, se știa câte o ușă, deci de la toate ieșea câte o cobra, gata de luptă să te muște. Deci eu m-am ferit de ele. Deci Dumnezeu mi-a arătat că toate vaccinurile acestea au veninul șerpelui cobra. Deci sunt mortale, adică sunt fatale, sunt diavolul în ele, e lucrarea vrășmașului în ele. Și dându-mi Dumnezeu această descoperire, acest vis, na, acum trebuie să-l spun unde Dumnezeu mi-l dă, să-l spun, îl spun. Descoperirea ta că toate vaccinurile, nu niciunul bun. Deci am zis că, Doamne, este vreunul bun care trebuie să-l facă? Niciunul, deci toate ieșau cobra din toate ușile alea. Toate erau la fel, toate. Da. Deci toate, eu am cerut, Doamne, este vreunul bun să nu ne împotrivim legile, că Tu ai așezat legile. Deci am întrebat pe Dumnezeu cum trebuie. Și din toate erau șerpe cobra, tot erau cu pălăria cascată la cap, erau gata să muște. Eu când mă duceasem să văd, să-mi vină răspunsul pe ușa aia. Și când încolo ieșează șerpele cobra în sus, așa gata să atace, când am văzut-o, m-am dat înapoi, am zis că, vai de mine, dacă mă mușca asta, zic că îs mor. Și atunci am făcut pași rapid înapoi, apoi mi-apare iară clădire, din clădire, din altă casă, apoi mi-apare o baracă, apoi mi-apare dintr-o grotă, apoi mi-apare dintr-un mal o ușă, dintr-un tunel, tot așa. Din toate ușile acestea, toate erau cobre, la fel, gata de atac, să te muști, și am zis, băi, dacă te mușcă asta zic că e imortală. Deci să meargă pe pământ la Biserica Domnului, la Biserica Domnului, unde Domnul îmi spune și unde să cere veninul șerpelui cobra, mortal. Eu știu planul Lui Dumnezeu privind la mine, dacă l-am văzut că erau atât de zdrobiți, nu știau, că ți-e milă, pentru că m-a prins mila, am zis, mă, dacă ei nu știu de ce Domnul nu le descoperă, m-a rămas și uimit. Păi cum, ca slujitor al Dumnezeu, ca proroci, ca văzător, m-a rămas și un dubiu. Cum nu dă Dumnezeu o descoperire? Dar ce slujitor ești?
Și atunci m-am dus înainte la Dumnezeu. Că eu știu că Domnul îmi descoperă când îi cerci, îi cerci după voia Lui. Și asta a fost descoperirea de la Dumnezeu. La Sfință, care sunt pentru așteaptă răpirea, care așteaptă mântuirea, care așteaptă pe Domnul, trebuie spus să nu accepte, pentru că e o travă a șerpelui cobra în ele. Ca gerut, Doamne, e vreo unul bun care, dacă tu îmi dai numele la Johnson Johnson sau Pfizer, Moderna sau Sputnik sau... Dacă îmi spui care e bun, să-mi spun și la frate, ăsta e bun, frate, faceți la asta că ăsta el n-are. Și Domnul mi-a dat la toate că o ieșit cobra la toate, dar toate de aceeași măsură, înălțâmi, grosâmi cobra cu venin în el, deci nu că era alt șerpe să... Deci toate, m-am înspăvântat și m-am dat o frică și m-am depărtat de ele, am spus să fug de ele, că dacă mă mușc azi eu mor. Deci și în noaptea pe timp am cerut, dimineața m-am trezut cu descoperirea. Eu sunt ca copii mici, ca când ar cere de la mama să-i ia piept, eu așa, eu nu lăs pe Dumnezeu până nu-mi dă, pentru că așa sunt, mă duc în lui, cum, dacă îl iubesc pe Dumnezeu și slujesc toată inima, nu există să nu dea Dumnezeu, nu există. Nu știu la unii, nu insistă, nu stă de poala hainei lui, nu știu de ce. Ori nu le dă la toți Dumnezeu, deci nu știu, e și Duhul de amăgire, oricum, frate, că am discutat cu fratele Emil, frate Adrian, dar nu ți se dă, nu le dă la toți, nu ți se dă să spui la toți peste tot. De ce? Pentru că e Duhul de rătăcire să creadă o minciună. Aici e șelătoria, aici e și iernerea și aici e repătarea de credință. Și nu are cum să le dea frate Adrian la toți. Așa mi-a zis și frate Emil, am discutat cu el. Eu zic că slavă Domnul că tu ai descoperit, păi nu pot, frate, să nu există să nu-mi dea Dumnezeu, dacă eu sunt copilul lui și slujesc lui cu adevărat, să mă lese Dumnezeu pe mâna satanei? Nu. Și asta mi-a descoperit și unde văd că e dorință, unde Dumnezeu îmi spune să spun. Dacă te mușcă șerpele cobra, mai ai o șansă. Îți spune că cel mai în 10 secunde mori, în 10 secunde. Eu am urmărit în documentare cu șerpi. Mamba și cu cobra, deci cobra reală e cea mai mortală. Deci când la 10 secunde ai murit. Deci da, Dumnezeu asta mi-a dat, asta spun ce-mi dă tata, spun și la rubii lui care iubesc venirea Domnului și iubesc pe Domnul și legile lui. Domnul dă, nu există să nu dea la Sfințul lui. Dar asta e Duhul de rătăcire, frate. Că discutaș cu frate de Emil din Italia. Frate Adrian, e Duhul de rătăcire să creadă o minciună. E îngăduit de Dumnezeu, pentru că nu au crezut în Duhul adevărului, au crezut în minciuni, și-au dat învățături după poftii inimilor, și normal că e îngăduit aceasta, deci nu le dă. Le dă Domnul numai la ai lui și înștiințează pe ai lui. Atât. Dacă nu mai crezi lucrările Duhului Sfânt, nu-ți îngăduie Dumnezeu care de rătăcire, nu se poate, frate. Da. Dacă eu vreau să-mi dau prorocii după inima mea și vreau să-mi dau învățături după inima mea, apoi mă duce Dumnezeu la final cu tot, nu?